Salut! Astăzi vrem să vă prezentăm un Mercedes-Benz Vito, an de fabricație 2019, o mașină pe care o găsiți spre închiriere în parcul nostru auto, BDV Best Auto Cluj-Napoca. Un rent-a-car din Cluj, unde găsești mașini standard, mașini de familie, o gamă destul de largă de mașini premium, dar găsești și astfel de mașini, adică o mașină cu mai multe locuri, o mașină perfectă pentru o plimbare cu întreaga familie sau pentru întregul grup de prieteni. Acest Mercedes-Benz Vito vine cu un total de 9 locuri, 8 locuri pentru pasageri și, bineînțeles, un loc pentru șofer. În spate vedem că acest Vito vine cu senzor de parcare și haideți deschidem un pic portbagajul. Un portbagaj cu un spațiu, am putea spune, mediu pentru bagaje. Dacă nu se folosesc cele 9 locuri, ultimul rând îl putem ravata cu totul, adică îl putem scoate de tot și astfel în portbagaj ai un spațiu foarte mare de depozitare. Tot aici vedem și o priză de 12V și haideți să mergem în lateral să intrăm pe locurile din spate. Vedem aici, avem două rânduri de scaune care sunt scaune individuale, deci nu avem scaunele legate între ele. Bineînțeles, primul scaun se rabatează pentru un acces cât mai ușor al pasagerilor de pe ultimul rând. Atât ultimul rând, cât și penultimul rând, beneficiază pe stânga și pe dreapta de guri de climatizare pentru un confort cât mai mare al pasagerilor. Tot legat de confort, vedem pe laterale, avem geamuri fumurii pentru o protecție solară cât mai bună. Atât pasagerii de pe ultimul rând, cât și pasagerii de pe penultimul, au un spațiu mare la picioare, cât și pe fiecare scaun în parte. Și în plus, vă spuneam, scaunele sunt individuale. Deci dacă vrei să dormi sau vrei să-ți reglezi scaunul altfel decât cei de pe bancheta cu tine, o poți face individual și astfel nu depinzi de ceilalți pasageri. În ultimul rând, bineînțeles, după cum vă spuneam, poți scoate cu totul scaunele din spate, dar dacă ai nevoie de un spațiu foarte mare și vrei să transporti ceva cu această mașină, poți scoate, bineînțeles, ambele rânduri de scaune și astfel transform acest Vito într-o dubiță de transport. Această mașină vine cu motorul de 2.2 diesel, motor care dezvoltă un total de 163 de cai putere. Haideți să urcăm și pe locurile din față, pornim și motorul. Vedem în primul rând volanul Mercedes cu comenzi pe volan și padele pe volan. În stânga avem pilotul automat, iar în dreapta avem cutia de viteze automată G-Tronic. În față avem două ceasuri de bord clasice și un mic computer de bord. Computer de bord la care, dacă ne uităm, în ultimii 8700 de kilometri, presupunând că acest Vito a parcurs kilometrii aceștia cu 8, chiar 9 persoane, avem un consum de 7,8% de kilometri, un consum, am putea spune, care este foarte bun pentru o astfel de dubiță. Central avem sistemul multimedia care vine cu Bluetooth, aici pe lateral avem o mufă de tip auxiliar și una de tip USB, vedem aici climatizarea pe singură zonă cu aer condiționat, iar aici sus avem butonul de start-stop și acest buton, care am putea spune la prima vedere că poate nu știm ce este exact, sunt modurile de condus, avem modul eco, modul confort și modul manual. Avem și modul manual pentru că vă spuneam, volanul vine cu padele pe volan și astfel poți schimba tu manual vitezele. Vedem aici deasupra volanului un suport pentru pahar, un spațiu de depozitare, un spațiu de depozitare și pe mijloc și pe lateral, geamuri electrice și oglinzi reglabile electric. Înainte să ieșim, să încheiem acest videoclip, vreau să vă arăt unde se află frâna de mână a acestei mașini. Avem această pedală pe care o apăsăm pentru frâna de mână, iar ca să tragem frâna de mână, tragem de acest buton. Dacă ești interesat să închirezi o astfel de mașină, un Mercedes-Benz Vito, cu care te poți plimba împreună cu întreaga familie sau cu toți prietenii, lasă-ne un mesaj aici pe Facebook sau intră direct la noi pe website. Îți mulțumim!